mi-ar plăcea să n-am emoțiile astea de așa să vorbesc ca tine. Aș vrea pentru câteva minute să-l ascultăm pe domnul Pandea Nicolae, este președintele de onoare al Crucii Roșii Călăraș. Vă rog frumos. Bine ați venit. Bine ați venit. Bună seara, bine ați venit. E mult câteva minute, mai ales că este prima mea intervenție în această nouă calitate de președinte de onoare al Crucii Roșii. Mă bucur că sunteți atât de mulți în această sală. Mă bucur pentru Crucea Roșie de aici din față. Aplauze pentru tinerii aceștia minunați. Cei mai frumoși voluntari și sigur, ascultând povestea de mai înainte, cred că ați înțeles ceva, nu? Că trebuie să fim mai buni, că trebuie să fim corecți unii cu alții și numai așa putem să ne ajutăm între noi. Cred eu că este momentul ca toți românii, mai ales în preajma sărbătorilor, dar nu numai, să ne schimbăm un pic atitudinea. Ajutând cu cât de puțin putem, ajutăm foarte mult pe ceilalți. Poate că de la noi puțin, puțin, nu, copii? Dar se adună foarte, foarte mult. Și nu este greu să facem un gest frumos, un gest care la prima vedere poate fi foarte mic, dar, așa cum spunea mai devreme antevorbitorul meu, nu? Dragoș? Dragoș? Putem să schimbăm întreaga atitudine într-un colectiv și chiar într-o societate, comportându-ne mai bine unii cu alții. Nu este mare lucru și nu cere niciun fel de efort deosebit. Dimpotrivă, poate, vorbind mai calm și mai frumos, nu ne mai enervăm, nu ne mai stresăm și lucrurile sigur vor merge mult mai bine în colectiv, în societate, în țară și poate și în lume. Nu vreau să abuzez și vreau să-i ascultăm pe tineri, să ascultăm și cele două coruri. Vă doresc sărbători fericite, cât de curând, mulți, mulți ani și nu uitați, Crucea Roșie este în fiecare dintre noi și e bine să ținem cont de aceste lucruri. Aceștia sunt voluntarii ai Crucii Roșii Călăraș. Cel mai mic este clasa 6-a, Andreea, și cel mai mare are 20 și ceva de ani. Ei au fost coordonați de dascălul nostru de milioane, George Călin, te rog frumos. Îmi pare bine că toți sunt copii. Salva curent. Sunt copii cu rezultate extraordinar de bune la învățătură. Sunt copii care, în loc să stea acasă, să se joace pe calculator sau să se plimbe, ei vin și fac voluntariat. În zilele de iarnă, în zilele astea, până pe 24, îi veți găsi la căsuța lui Moș Crăciun din Piața Big, unde avem un parteneriat cu Primăria Călăraș și noi oferim ceai cald trecătorilor și avem și spiriduși și spiridușe care împart bomboane celor mici. Eu mă retrag și vă las să-i ascultați. Merită. Mulțumesc frumos!
înălțăm. Au plecat la vânătoare, dom-dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom-dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Căprioare n-a vânat, dom-dom, să înălțăm, și-a vânat un iepuraș, dom-dom, să înălțăm, și-a vânat un iepuraș, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Să facă din flana lui, dom-dom, să înălțăm, vezi mult frumos domnului, dom-dom, să înălțăm, vezi mult frumos domnului, dom-dom, să înălțăm. Dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Nici voi, nici feciori, bună seara!